Bună seara și bine-ați revenit cu dragul la Prof. Vreau cu probleme de matematică la algebră. Păi numai cu dacă revenim aici, nu facem decât asta să facem. Testul 3 de la pagina 26. Testul 3 de la pagina 26. 3 de la 26. 1. Se consideră mulțimile. A mare e egal cu 1. E A mare e egal cu 1. Elementele. Minus 2, 0 și 3. Mulțimea B mare e egal cu 1. Minus 1, elementul, minus 1, 0 și 2. 0 și 2. Enumerați elementele mulțimii A ori B. Deci, A ori B. Vorbim cartezian, da? Da. Deci știm, operația care putem face cu două mulțimi sunt reuniunea, intersecția, diferența, nu? Și produsul cartezian. Aici ne interesează produsul cartezian. Să începem. Așa, minus 2, minus 1. Deci minus 2, minus 1. Minus 2, 0. Minus 2, 0. Minus 2, 2. Minus 2, 2. Altă. 0, minus 1. Și luna? 0, 0, 0, 2. 0, 0, 0, 2. Și 0. Mai avem 0? Nu. Nu. Adi, 3. 3 minus 1. 3 minus 1. După aia 3, 0. 3, 0 și Maria. Și 3, 2. Și 3, 2. Să pun în paranteză tarotul de. Și 3, 2. Iar, tu viu cu întrebarea. Cine ar fi B-ul-a? Hai să faci și B-ul-a. B-ul-a. Ar fi Adi, începe. B-ul-a egal cu minus 1, minus 2. Minus 1, minus 2 și așa mai departe, continuăm. Sunt egale la ori B capul de ori A? Uite că chiar primul element face să fie diferit. Din clipa în care între două mulțimi găsim un element care să fie diferit, să nu îl găsim în partea cealaltă, gata, cele două mulțimi nu sunt egale. Și sigur, toate vor fi diferite, pentru că vor fi ca ordine. Și asta ce înseamnă minus 2, minus 1? Punctul plan. Dar minus 1, minus 2. Un punct, dar într-o altă poziție. Alt punct. Alt punct, da? Un punct, un alt punct în planul respectiv. Mergem mai departe. 2. Se consideră funcția, este definită pe. Deci precizăm aici, A ori B. A ori B, diferit de B-ul ăla, asta era important. Fie funcția? E definită pe mulțimea. Minus 1, 0, 3, 4. Minus 1, 0, 2, 4. Cu valori în mulțimea 0, 1, 3, A. 0, 1, 3, A. Unde f de x egal cu x plus 1. Cu f de x egal cu x plus 1. Egal cu x plus 1. Determinați numărul real A. A egal cu cine? Să vedem cine pornește Adi. Merg pe tine pentru prima tatonare. Ce trebuie să facă dacă e funcție? Când am zis funcție, tuturor elementelor trebuie să prin corespondență. Deci, practic, fac o diagramă de asta care pun la pornire de minus 1, 0, 2, 4. Și la sosire pun elementele 0, 1, 3, și A. Și acum eu trebuie să fac corespondența după rețeta asta. Adică? Adică la minus 1 să-i punem 0. Obligator. Deci pentru x egal cu minus 1 rezultă f de minus 1 face 0. Deci eu sunt obligat să fac așa, după rețeta asta. Maria? Dacă x egal cu 0, înseamnă că f de 0 egal cu 1. Exact. Obligat. N-am altă soluție. Asta e rețeta. Rețeta e asta, x plus 1. Apoi, unde e luna? 2 cu 3 și 4 cu 1. 2 cu 3 și 4 cu cine? 4 îl pot pune cu 3? Nu. Că nu dă voie rețeta. Nu dă voie rețeta. E ca funcția la mea rost. Dar rețeta spune, faci x plus 1, adică 4 plus 1. Deci cât trebuie să fie? Poate să fie 5,
5 obligatoriu. Deci lui 4 după rețetă nu pot duce în 0, nu pot duce în 1, nu pot duce în 3. Ci neapărat în A. Dar lui nici nu-l pot lăsa, nu-l poți așa lăsa de unul singur. Nu, care sunt pretențiile funcției? Pleacă tot. Să nu fii supărat. Deci patru să nu-i pune supărat aici, nu-i să nu-i pun nimic în corespondență, că atunci nu-i funcția aia. Deci trebuie să, tuturor trebuie să le pun în corespondență. Dar nu cum vreau eu, ci după rețetă. Iar rețeta mi-a spus, nu ai voie la trei, că ea ar fi fost funcție. Mergea, că la două distinte poți să am aceeași imagine. Dar nu le lasă rețeta. Și atunci rețeta mă duce neapărat spre ăsta. Și atunci cine să fie? Cine? După rețetă 41, 5. Deci ai la 5 de dată. Da? S-a înțeles? Deci ce am exploatat aici? Pretențiile funcției pleacă tot și nu-i voie ca un element că două imagini. Două sau mai multe pot să facă aceeași imagine, dar nu le dă rețeta voie. Trei. Determinat numărul M mic aparține lui E. Determinat pe M mic de al. Pentru care punctul M mare de coordonate 4 și 2 M plus 1. 4 și 2 M plus 1. 2 M plus 1. Aparține graficului funcției F definită pe R cu valori în R. Graficul funcției unde E definită pe R cu valori în R. Unde E de X egal cu 4 X minus 1. Egal cu 4 X minus 1. Cum facem acolo? Din când am vreau să ți-au inițiativa ta. Păi zicem că F de 4 egal cu 2 M plus 1. Asta e, dacă el e de grafic, verifică relația. Adică lui 4 îi se pune în corespondență 2 M plus 1. Asta e Y. Deci, hai să traducem și noi de aici. Că M de coordonate 4 și 2 M, ați mers eu la 2 M plus 1 aparține graficul de F, dacă și numai dacă, F de 4 este egal cu 2 F minus 1, sau plus 1, plus 1, echivalent. Ce înseamnă F de 4? Nu este fix cu 4. Deci 4, 4, 16 minus 1, 15, da? Ar fi că 15 egal cu 2 F minus 1. Și F egal cu? 7. 7, nu? 15 minus 1, 15 și 7 este M egal cu 7. Bun. Hai să vedem următorul 4. Determinați coordonatele punctului de intersecție a reprezentărilor grafice, ale funcțiilor, F definită pe R cu valori în R. Deci am pe F definită pe R cu valori în R. Unde R de X este egal cu 7x plus 21. Am văzut rețeta e de x egal cu 7x plus 21. Plus 21. Și ce definită pe el cu valori în el? Unde ce de x este egal cu minus 5x minus 3. Să determinăm coordonatele punctului de intersecție a reprezentărilor grafice ale funcțiilor. Adică graficul lui el se intersectează cu graficul din C și îmi dă un punct P din coordonate, nu știu ce coordonate. Și tocmai pe asta trebuie să le găsesc. Deci să găsească coordonate punctului de intersecție a celor două grafici. Te rog, Maria. Economia pe X cu G. Păi că s-au întâlnit, nu? Y-ul lui F egal cu Y-ul lui C. Și asta faci tu acum. Deci când s-au întâlnit cele două grafice, au același Y. Punctul P, îi deși de un grafic și pe celălalt. Deci asta vom exploata și vom... Da? Nicio problemă. Vă zice... C, G, X, Y, Y. Așa. G, graficul lui F, sintesitează cu graficul lui G, egal cu punctul P, de coordonate X indice P și Y indice P, da, X indice P. Și atunci zice, Y-ul lui P va fi obținut din relația F de X egal cu
X-ul de F, X-ul de F, pixel de X. M de X egal cu G de X. Adică F de X înseamnă F de X indicii P, o să spun, ca să fiu și mai riguros. Ce înseamnă însemna? Că este 7X, 7 ori X indicii P plus 21 egal cu 5 minus 5 zic, da, egal cu minus 5X P minus 3. Dar probabil la clasă, ca să nu vă mai să spunem, mai pedeți timpul cu X, P și nu știu ce, faceți F de X egal cu G de X și ce X-ul acela este X-ul punctului de intersecție, da? Pe scurt, aici ce însemna, Maria, te rog, 7X plus 5X, nu? Egal cu minus 3, minus 21, minus 24. Adică? 12X. Egal cu minus 24 și X egal cu minus 2. Adică X egal cu minus 2, nu? Minus 2, nu. 12 parte aici, da? 12, da. Da. Minus 2. Și ca să-și găsește și Y-ul? F de minus 2 egal cu minus 13 plus 21. Deci, Y-ul lui P egal cu F de minus 2 sau G de minus 2, n-avea importanță. Și deci la E face cât? Minus 14. Hai să-l vorbește. Plus 21. Și face? Minus 7. Minus 7. 7. Plus 7, da? Da. Deci, vom spune că punctul P are coordonatele punctul de intersecție. Minus 2 și 7. Minus 2 și 7. Terminat. Da? Am terminat și asta. Mergem 5. Să vedem dacă am înțeles, domnul profesor. Da. Ce să vedem? Miruna, ce n-a fost clar? Tot. Tot a fost neclar? Tot a fost clar. Așa. Tot e clar. Deci, în momentul în care v-ați închipuit, sper că v-ați dat seama. Deci, exact asta e sistemul. Asta e Y-ul F. Celălalt e Y-ul G. Ele s-au întâlnit în punctul P. De coordonate X indice P am zis-o și Y indice P, pentru că la P m-am referit. Și când s-au întâlnit, cele Y-ul de aici, al lui P, adică ăsta așa, ăsta Y-ul lui P, se află și pe primul, prima relație, și pe a doua relație. Și atunci, cine este Y-ul? F de X. Deci, F de X la prima egal cu G de X la a doua, egalitatea aceea înseamnă găsim pe X-ul de acolo și totul este rezolvat. 5. 5. Graficul funcției F devine pe R cu valori în el. Graficul lui F devine pe R cu valori în el. F devine pe R cu valori în el. Conține punctele A de coordonate 0 și 3. Eu nu știu relația. El X se da cu A X plus B. Da. Conține punctele. A de coordonate 0 și 3. A de 0 și 3 aparține graficului lui F. Nu așa mi-a spus foarte. Da, da, aparține graficului. Graficul funcției conține punctele. Așa. Și B de 4 și 0. De 4 și 0 aparține graficului lui F. Reprezentat un plan punctele și trasat graficul. Foarte. Reprezentat un plan punctele și trasat graficul. Ce facem? Repede, hai să zicem. Adi? Deci, A de coordonate 0, 3 aparține graficului, rezultă deci că F de 0 egal cu 3. Bun. Deci tu te duci de F de 0 de egal cu 3. Și o locuim acolo și o să fie că... ce ți-a zis asta? Lui B. Adică B egal cu 3. B egal cu 3. Asta ar fi, da. Și cealaltă că... Și acum B de coordonate 4 și 0. Aparține graficului. De 4. Rezultă de aici că F de 4 egal cu 0. Rezultă de aici că 4A plus B plus B egal cu 0. Plus B egal cu 0, da. Pe cum B îl știm, înlocuim și rezultă de aici că 4A plus 3 egal cu 0. Deci rezultă de aici că A egal cu minus 3 pe 4. Adică F de X arată cum?
F de x egală cu? F de x egală cu 4a plus 3. Okay. A x plus b. A x, da. A o cât este? Minus 3 pe 4. Minus 3. Așa mi-a dat, nu? Da. Minus 3 pe 4. X plus 3. Și asta este funcția f de x. Dar nu de ce f de x? De ce de ce nu să facem? Dăm două valori, facem grafic. Că e din R. Dăm două valori? Da. Dar nu le avem, da? Ei, nu puteți. Păi, asta de ce nu zice? Reprezentați graficul. Deci ați făcut ceva care nu a făcut celul de aici. Eu m-am dus, am făcut ce mi-a zis, băi, a făcut. Atât nu mi-a zis, autorul nu mi-a spus să se găsească legea de corespondență. Nu mi-a zis așa. Eu ce-am spus? Reprezentați graficul și trasează graficul. Atât că da. Deci, nu nimic, antrenamentul e bun, dar nu-i pentru muncaș. Da. Și atunci, a de coordonate 0 și 3, x-ul e 0 și y-ul e 3. 1, 2, 3. A de 0 și 3. Și 4 și 0. Și 4 și 0, x-ul e 4, 1, 2, 3, 4. Și atunci, am pe v de coordonate 4 și 0. Și fiind că F era devenită pe el... Ce-o să fie graficul, copii? O dreaptă. O dreaptă. Punem pe cele două și plăsim. Scrieți și ecuația dreptei. Asta e. Dacă vă scria, vă cerea autorul să faceți ecuația dreptei... Am făcut-o. Trebuia să mai ziceți, ați gândit mai devreme. Și acum, cum ar fi relația aici? Ecuația dreptei. Care s-o scrie aici? Da, dar e minus 3 pe 4x plus 3. Adică? Y egal cu minus... Y egal cu minus 3x pe 4 plus 3. Dar nu aceeași mintoa, și mi-e 4y. 4 e egal cu minus 3x plus 2y. Deci 4y egal cu 4y egal cu minus 3x plus 2. Așa asta este ecuația. Duc tot într-un singur membru și ar fi fost 4y plus 3x minus 12 egal cu 0. Da? Așa se așează. 4y plus 3x minus 12 egal cu 0 este ecuația dreptei. N-am făcut altceva, dar am făcut în plus, am vrut să valorific ce am muncit mai devreme. Că altfel, pentru cerința problemei, doar atât. Reprezentam pe A, pe B, le uneam. Dar dacă ar fost funcția așa, F definită pe 0, 4, cu valori în ea, știind că trecem prin punctele acestea. Păi luam F pe 0 egal cu minus 3. Nu știam, nu știam. Nu făceam. N-aveam rețeta, aveam pe 0 și 3 și 4 și 0. De le reprezentam punctele. Da. 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 Și atunci luam doar... Vă întreabă domnul profesor, cum arăta graficul? Cum arăta graficul? Făceam, rețeta, îl dădeam pe f de 0 egal cu ceva și f de 4, adică limitele. Și f de 4 egal cu ceva, așa era. Asta făceam. Deci... Porțiunea din grafic. Da, concret, da. În cazul nostru, ai fost doar atât. Atât, A, B. Atât, A, B. De la A, la B. Atât. Da, să mai fac nimic. Ei, există două. Da? A, B. Asta a fost. Dar dacă v-aș fi dat F definită pe 1, 3, cu valoare mea. Adică, nu știu, mi se pare, foarte greu, așa, facem F de 1 egal cu cât ne dă, da. F de 3 egal cu cât ne dă. Corect, corect. Dacă ai pe F și tu ăla ai da, A. Da, facem, rezolvăm. Deci ăla ai A de F. Da. Și acum F de 1. F de 1 egal cu cât o fi acolo. Exact. Și F de 3 egal cu asta și... Iar dacă vrei să nu mai muncești, pur și simplu acum ai dus pe la 1, ai dus și pe la 3, și ai punctul de aici și punctul de acolo. Și asta este imaginea acestui segment. Este cât? Este partea asta de aici. Dar tu, cum ai spus, Miruna,
Este corect să spui că ai luat din grafic, am luat din, doar pentru ieși, de la unde ieși? De la 1 până la 3. Doar pe aici, atâta. Și așa știi la 1 la 3, te-o bătut, duc în paralele și ai atins segmentul ăsta. Graficul este doar din segmentul ăsta, a acestei funcții. Deci graficul doar cu câțica aceea din toată dreapta. Deci vedeți, una se spune F definită pe el, și alta F definită pe o anumită zonă, și ei doar un segment. Închis, deschis, depinde cum am avut aici. Eu am luat închis la mine capete. Și dacă era o mulțime? Dacă ar fost F definită pe mulțimea 1, 3, cum am vorbit de chiar? Nu-l trasam, făceam pe puncte, reprezentam pe puncte. Atât? Deci aș trebui pentru 1 ce găseam și pentru 3 ce am găsit aici. Fără să reuni. Fără să reuni. Da. Da, cred că am înțeles. Deci insist, una este să spun definită pe el și am toată dreapta. Una este să spun că este definită pe un interval. Și atunci doar dau capetele, cum spuneam de jurat, dau la aici capetele și găsesc Y și atunci lunesc segmentul acela. Iar când zic F definită pe mulțime, doar punctele care rezultă. Mai înainte, la primul punct, parcă am făcut, să găsim pe A, încât să fie funcția aceea după X plus sumă, F, X egal cu X plus sumă, și erau 4 puncte acolo. Dacă am fi reprezentat grafic, știți cum arăta, 4 puncte. Era punctul acela mai întâi minus 1 și 0, 1 și 2, sau nu știu ce mai era pe acolo. Minus 2, minus 1, minus 2. Așa ceva. Oricum, insist că trebuie să faci distinție între funcția care e definită pe un interval, pe o mulțime, sau definită pe el și atunci e drept. Pe un interval este doar un segment care pe care îl găsești ușor din capetele segmentului X-ul de la stânga și găsesc Y-ul pentru a reprezenta punctul și Y-ul la fel. Și atunci unesc sau iau din dreapta aceea, dacă cumva a avut o trasată, doar o porțiune, segmentul respectiv. Bun. 6. Bun. Și Se numește unde e definită pe el cu valoare din el. E definită pe el. E definită pe el cu valoare din el. Unde e de x egal cu... Tot e cu valoare din el, da? E de x. Egal cu 3 minus 2x fra 5. 3 minus 2x. Totul pe 5. Da, da, da. Așa. Rezolvați ecuația. E de x plus 11. Deci se rezolvă. E de x plus 11. Plus 11, în argument, așa am spus. E de x plus 11. Așa, atunci așa. F de x plus 11 în exterior. Da, 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 da. Egal cu x plus minus 1 la puterea 2011. Minus 1 la puterea 2011. 11. Ce? Da. Mai văd un pic. Da, idei. Vreau de la Miruna, poate. Le-am făcut. Ai făcut, da? Lucuiți. Așa. Ce facem? Adi. Avem f de x, nu cu 3 minus 2 x plus 5 plus 11 egal cu x minus 1. Și e super simplu, e de acolo în calcul. Deci minus 1 la puterea... Minus 1 la puterea 2011 minus 1. Așa că e minus 1 la puterea impară. Minus 1 la 3 cât face? Minus 1. Minus 1 la 5, la 7, la 2011 face minus 1. Deci asta s-a tras, o ce e imaginea. V-ar spune f de x plus 11, egal cu x, minus 1. Ceea ce ar fi echivalent, cum pe f de x îl știu, 3 minus, nu, 3 minus 2x plus 5, egal cu x, minus 1.
Ce echivalent, Mia? Ajunge un plusul. Plusul 11. Plusul 11, da? Am uitat 11 aici. Plus un 11. Am să spun 11 în față, plus. Da? Ca să spun 11. E același lucru. Maria, ce fac acum? Scrie la numitor. Da. Deci am adus și la același numitor. Cu 5, la x cu 5, la 1 cu 5. Dacă vrei să mai duci pe minus 1 în sfiga și pe, poți să zici 12 egal cu, deci mai poți să spui 12, plus 3 minus 2x supra 5 egal cu x. Și acum aducem peste tot la aceeași viitor, cu 5, și vorbește, te rog. 60, nu? Nu aplicăm cu la 12 cu 5. Eliminăm numitorul. Da, da, deci vine 15 ori, 12 ori 5, 60. 60 plus 3 minus 2x egal cu 5x. Echivalent, pe lumea, după numără, repede, repede. 6 minus 7x egal cu minus 7 plus 6 egal cu minus 63. X egal cu 9. Aș vrea să rezolvăm următoarea ecuație. F de x minus 2, f de x minus 2, plus f de x plus 2, egal cu 3. Pe exercițiul ăsta, nu? Pe exercițiul acela. Cine mă crește? Poftim, tu. Păi f de x minus 2 egal cu 3 minus 2 așa. Pe x minus 2 pe 5. 3 minus 2 pe lângă x minus 2. 2 supra 5. Supra 5. Plus? 3. Maria, plus? Plus 3 plus 2. 3? 3 minus 2 pe lângă. X-ul este înlocuit cu x plus 2. X plus 2, totul pe 5, egal cu 5x. Ceea ce ar fi echivalent cu, peste tot avem 5x. 5. Trebuie să amplificăm aici un 5 ca să eliminăm numitorul. Aveați egal cu 3. Egal cu 3. Egal cu 3. 3. 3. 3. Am fost pe atent. Vreau să mă urmăriți că ce folosesc. Egal cu 3 și asta înseamnă 3 minus. Hai, Maria, 3 minus... 3 minus 2x. Minus 2x plus 4. Da, 3 minus 2x plus 4. Plus... 3 minus 2x minus 4. 2x minus 4 egal cu... 15. 15. Echivalent. 4 și... Așa. Avem 6x minus 4x egal cu 15. Deci, minus 2x. Minus 2x, minus 2x, da? Este minus 4x. Perfect. Egal cu... 15 minus 6. Da? 15 minus 6. 9. 9 odată. De unde rezultă că x egal cu 9 pe... Cred că minus, cu minus. X egal cu minus 9 pe 4. X egal cu minus 9 pe 4. Rezultatul. Mă interesează să înțelegeți bine când zic f de x minus 2 acela. Adică lucrez pe x cu totul. Și ca să mă convinge, adică lucrez tu. F de 2x minus 5 minus f de minus 3x plus 7, egal cu 1. Echivalent cu 3 minus 2x, 3 minus 2, pe lângă 2x minus 5. Așa. 2x minus 5, totul supra 5. Corect. Minus... Să-mi telefon. Hello? Să-mi telefon. Cred că am eu. Doamne, am sunat
Deci vine cât aici? Așa, minus 3, minus... Minus... Minus 2 pe lângă, minus 3x pe 7. Da. Hai, mi-a lucrează tu un pic. Da. Minus 3, minus, plus 6x. Plus, plus, minus 6x, da? Minus 6x, plus 14. Egal cu? Egal cu 5. Ok. Bă, nu se arătă 5. Bă, dar 3 cu minus 3. 3 cu minus 3, se arătă. Și o să fie minus 10x. X plus 14 egal cu 5. Bunici. Ce? 10 cu 14 plus 24 azi. Așa, plus 24. Minus 10x egal cu... Minus 10x egal cu 20. Minus 19. Cu minus 19. Și x egal cu? Cu x egal cu minus cu 19 pe 5. Adică 19 pe 10. 19 pe 10. Așa. Și egal cu 1,9. Deci 19 pe 10. S-a înțeles, sper că s-a înțeles acum ce înseamnă f de... Cât e argumentul? Te duce în partea cealaltă și oriunde vezi pe x, să înlocuiești cu expresia aceea. Că tu ai f de x egal cu ceva. Acum nu mai este f de x, f de o expresie. Și expresia aceea oriunde vezi x, înlocuiești cu așa ceva. Deci, așa trebuie să vedem de fiecare dată. Alo. Ce faci? Bună seara. Așa. Dar sunt acum într-o lecție de matematică. Deci, da, după ora 8, cu albinele, da? Deci după ora 8 discutăm despre albine, acum la matematică. Dacă aveți nepoței, dacă aveți... Să uite pe prof. După ora 8, da, da. Da, da. Să vedem. 37. Reprezentați grafic funcția f de zică pe f cu valori în f, unde f de x este egal cu 1. Grafic f de zică pe f cu valori în f. Unde f de x egal cu 1. Fiindcă f de x. Minus 3x plus 5. Se pot vrea să fie ceva. Ia să vedem, Maria, tu? Dăm valori. Sigur că da. Câte puncte trebuie pentru a avea rezultate? Două. Este graficul să este o dreaptă. Eu cred că e prea simplu. Vreți să o facem? Aici, dacă știți, nu o facem, dacă știu. Mai deci, dăm un x. Zero. X egal cu 0, y cu de desubt este 5. Deci avem punctul A de coordonate așa și punctul B. Un alt x. Minus 1. X egal cu minus 1 și Y este 8. Da? Da, și cele două puncte le reprezentăm și le-am unit și asta e graficul. Terminat. 8. Se consideră funcția F de zică pe F cu valori în R, unde F de X egal cu minus X plus 3. Minus X plus 3. Plus 3. Calcula suma. S egal cu F de 1 plus F de 2 plus, și așa mai departe, pe 10 pe 50. Ce zici, domnule? Adi, hai să vedem.
Păi egal, mai departe cu hai, deci mă țin. FD1 cât face? FD1 face 3. 2 plus. 2 plus, nu este de, plus 2, 1. Plus. 1 plus o 3, dar nu la 0. 0. Hai și cu 4, ca să vedem 4. Minus 1, minus 2, minus 3. Aha. Și vine până la? E de 10. Minus 47. Ah, minus 47, da? Da. Minus 47, că minus 50. Minus 50 și 3. Da. Minus 50 cu 3. 2 cu 1 și avem de la minus 3 la minus 47. Deci minus 2 cu 2, 1 cu 1 și o să avem... minus 47. Suma, suma lui Gauss. Deci egal cu... minus pe lângă. Minus pe lângă 3 plus 4 plus puncte puncte plus 47. Așa, avem 47, dar dacă vedeți, dacă știu 6. Un pic, hai că facem repede. Exact. S-a făcut, s-a înțeles ce s-a făcut aici? Da. Deci F de 1 a făcut X cu 1 și vine minus 1 cu 3, a făcut 2. Minus 2 plus 3 a făcut 1. Apoi 0, 1, 2, 3 și au redus repede pe ăștia. Și atunci a rămas suma asta și tot pe minus 4 și asta e sumă Gauss. Cu cine este egal? 7, minus pe lângă. Primul plus ultimul, 3 plus 4, 7. Ori cât sunt ei, ori numărul lor. Cât sunt? Ca să aflăm numărul lor, din 4, 7 scădem pe 3. Da? Face cât 44 și 1, 45. Asta cât sunt din 1, 1. Dar câți termeni sunt 1? 1 plus 4 plus 7 plus și mai departe. Cât? Până la cât? Până la 99, hai să văd dacă este bine. Hai să punem... nu sunt 33, pentru că avem 99, minus 1, 9, 8. Să vedem dacă e bine. Hai să punem 100. Stai, nu s-a întâmplat. Păi da, iese un număr exact dacă punem 100. Nu, nu, aș vrea să vedem de ce formă sunt numele astea. Deci din 3 în 3. Din 3 în 3. Adică 3K plus 1. 3K plus 1. 3 ori 3 și 1, 4. Da? 3 ori... E bine, 3 ori 2, 6 și 1, 7. Deci, deci AK egal cu 3K plus 1. Și 99 nu se încadrează. Da, deci 99 da. Plus 1. Deci 100 trebuie să fie, da? A, da? 100. 100, da? Am zis. Da. 100. 100 face parte din șirul da. Ăsta. Asta era povestea. Deci eu, când am aruncat numele astea, mi-a existat că nu știu sigur dacă... Am spus, nu știu dacă 100, 99 este din șirul ăsta. Acum sunt termenii într-o sumă de auz, da? Și ca să aflăm cât sunt ei, din 100 scădeam pe 1. Nu, acum sunt 34. Da. 100 minus 1, 99, împărțit la 3. Împărțit la 33 plus 1, 34. Împărțit la 3, că sar din 3 în 3. Și fac 33 și cu 1, că luăm capetele. 34. 34 de termen. Aici n-a mai trebuit să spun că împărțim, că ei sunt consecutiv. 3, 4, 5, 6, 7. Așa, da, 3 plus 4, 7, ori numărul lor. 47 minus 3, 44 și 1, cât 45, corect. Supra 2. Face 47 și 3, 50, minus 50, ori 45, supra 2. Simplificăm și facem minus... minus 25 ori 45. Ori 45. Dacă mă calculul acela face să vă ajuteți că ce? Minus 45 ori. Ori 25, da? Și cu asta am aflat... minus 1125. Minus 1125. No. No. Calculați distanța de la originea sistemului de axe O, X, O, Y. Distanța de la O. Da. La imaginea geometrică a graficului funcției. F de țintă pe F cu valori în R. Unde F de X egal cu X cu 3. Deci calculați distanța de la originea sistemului de axe X, Y,
la imaginea geometrică a graficului funcției. Ce înseamnă pe imaginea geometrică a graficului adică funcției? Adică graficul funcției cu O, un triunghi. Imaginea geometrică e graficul funcției. Exact. Care e o dreaptă. Deci, distanța de la O la dreapta. Da, de la distanța la punctul de intersecție, la dreapta AB. La dreapta AB, dacă noi gândim că e vorba de faptul că trebuie și pe două puncte A și B, da? Da. Și apoi dăm valori, nu? De X, eu și da. Dăm valorul X, facem G de X-ul și apoi eu. Adică reprezentăm grafic dreapta. Da? Deci dăm două puncte repede. 0. Hai să mergem direct la A. Să mergem repede. Minus 1, a, bine. A de minus 1, 2. Când X-ul e minus 1, Y-ul este 2. Și e minus 1 și cu 3. Da? Pentru că atunci la minus 1 și cu 3 face 2. Da? Minus 1 și 2. Aragă, deci am găsit pe A. A de minus 1 și 2 și B-ul de? Minus 2. Minus 2 și 1. Miruna, te-aș ruga să iei... să fie un pic mai distant, să zicem așa. Că tu mi-ai zis minus 2, da? Da. Și cât e o dată? Minus 2, 1. Minus 2 face plus 1, da. Merge. Dar să punct e către aproape, de regulă, să lasă un pic mai... Dar dacă ai o linie, te-ai fixat. Repede și tragi. Și asta este, asta e graficul funcției. Notăm unde o alța abcisele cu graficul, notăm cu M. Deci, să notez aici cu M. Și... Aici cu M. Abcisele există, dar cu M. Nu are importanță. Așa. Și triunghiul M, N, O. E, aflăm cât e M, O. Știm coordonatele lui M, știm coordonatele O. M, O, o să fie 3. Da. O, nu, o să fie tot o râ, o să fie tot 3. Și eu ce trebuie să fac? Distanța? Nu, nu. Și trebuie să facem distanța de la A, O. Deci, nu știu aici. Nu, nu A. Hai să notăm cu D, ceva, orice. Ducem o perpendiculară. Din nou, o perpendiculară. Așa. Și acesta e punctul D. Da. Și mie îmi trebuie D, O. Aflăm, facem marea cu două căi, am gândit-o. Am zis că prima dată că o D ori M, N supra 2 și a doua oară... Area este ori N ori O, M, o, da. Așa. Catetele. Așa, așa o D ori N, M pe 2. O D, baza ori înălțimea supra 2 și de acolo găsești înălțimea. Da, dar are să o să facem primul, dar la fel și vreau să văd ce... Bun, tu ai făcut acasă, bănesc. Nu, acum. Bun, dar îți propun așa. Când ai dat valorile acestea, da. În loc să mergi mai repede, ca să găsești deodată pe M. Deci dăm lui X valoarea 0. Și găsim Y. Pentru X egal cu 0, Y e 3. Deci M e valoarea de 0 și 3. Celul ăsta a vrut să... Ascultă-mă. Celul ăsta a vrut să dai punctele A și B a altele A. Când tu aveai nevoie... Da, știu. Dar poate învăț. Și asta spun. Dai așa fel, mai ales că n-ai vorba de distanță, ți-ți trebuie intersecția graficului cu axa Y-cilor. Și pe axa Y-cilor cine este 0 pe axa Y-cilor? X-ul. De-aia am dat X-ul 0 și Y-ul mai și 3. Și acum îi dau Y valoarea 0. 0 și găsesc X-ul minus 3. Deci punctul meu de coordonate cât? Minus 3 și 0. Am pierdut timp aici, cu X-ul minus 1 și...